Breacher-ul ăla cu non-letal, să și ia C2. Da. Și taser de la normal sau de care vrei tu. Da, taser normal. Și ne începe gaz, da? Da, la tactic schimbați toate flashbang-urile de alea de gaz și schimbați și să vă puneți mască de gaz. Și lansator de granate să schimbe muniția pe gaz. Da, a schimbat. La primărie ce da? Tot la fel, 9 mm cu amortizor. Ok. GHP. Și la tactic îl punem gaz? Da. Da, un door wedge și restul decât gaz. Ok. Aveți toți măștile de gaz? Da. Da. Și aici, da. Ok, let's go. Da, e pe acoperiș. Când erai în single player avea și o animație frumoasă, cum veneați cu elicopterul sau mai știu eu ce. Nu mai mi-aduc aminte. Era un membru din echipa ta și îl lăsa pe bucata asta de aer condiționat, știi? Și după aia sărea el jos. A, ce tare. Da, e ușa asta aici. Faceți stack pe partea dreaptă și eu verific optioanul. Păi e aceeași ordine ca data trecută. Pare liber, dar e scară în jos și n-am vizibilitate prea bună. Da, fosim un gaz? Da, să dea Joker un gaz când intră înainte. Pare da. Ok. Da, te mai stai. Ready go. Trage, trage. Nu trage, nu trage. Era imobilizat, trebuie să trage. Da, era imobilizat. Let's go, let's go. Lasă-mi. Da, ne-am speriat toți, oricum. Da, era imobilizat, alea mă. Știu, știu, lasă-mi. Ăla și țipa, don't shoot, don't shoot. Nu jos. Lăsă-te mai jos. Nu uitați, nu uitați. Dați-o smoke, dați-o smoke jos, vă rog. Imediat, imediat, imediat. Dați-vă la parte. Ok, hai, eu curățăm întâi jos. Mai sunt aici, în stânga, mă. Ok, curățăm întâi jos. Aici, jos, închideți ușile și băgați door wedge la toate ușile la care puteți. Hai, eu la stânga. Gata, stânga. Aici, la toaletă, la mine este unul în partea stângă. Roger that. Standing by for further reports. Ăla, entry-ul. Vreau încoace, Spectre. Da. Da. Ok, eu o să fiu în spatele lui cu tear gas. Hai, faci stack pe partea dreaptă. Chiar în față? Nu, în partea stângă, după colț. Ai toți stack pe partea stângă. Partea stângă. Stânga, stânga. Da. Go when ready. Go. Nu, no, fii, folosește shunner, folosește shunner. Bagă-i C2, C2. Sau C2, C2, bagă-i C2. Cel mai bine, că dacă e aproape, mi-a tot spargi. Ready? Mă duc pe treapta. Du-te, nu, nu acolo, nu acolo, nu acolo, du-te, după, după. După perete, după perete. Te bagă. Ascunde-te, așa, 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 ok, go. Și nu sta, restul stack acum. Go, 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 go. Bine, că a murit fair. Aaaa. A murit fair ăsta. Hai să dăm restart că nu mori de aceea și pierde. Lasă-mă așa, lasă așa. Da. Stai puțin aici, în spate era o ușă. Care era lanterna? Pe ce buton era lanterna? V, 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 V. V. Nu, V era... Pe Z. Z. Așa, gata, pe Z. Pe Z la mine e zoom. Pe V am dat trecută și l-am lovit pe Joker cu pumnul. Pe B e pumnul. Nu, la mine, la mine pe V.
La da. Subsol, la parcarea subterană. Da. Ok, hai în sus pe scări acum. Hai în sus, hai în sus. Parterul facem la sfârșit. Hai, ce cer cu intru. O să pe. Hai, hai și nu voi în față, eu o să... Voi față. În ordine vă duceți. Da. Da, e un acolo, sper. Nu trage. Am văzut în stânga. N-am văzut. Nu vă supraextindeți. Spectre, înapoi. Nu vă supraextindeți. Avem aici o ușă și un tip care e cu mâinile sus. Dar aveți grijă, e ușa acolo. Păi să ghideți ușa de acolo? În partea aia? Închide ușa așa, dacă mai are cineva un wedge, să îi dea acolo pe ușa aia. Dacă pune acătăși. Pune ușa asta? Da, pune. Pune la ușa asta? Da. Am pus. Da, hai. Ok, hai informații și continuăm pe mijloc. Încet. Când tu și la... Aveți grijă, în partea dreaptă e o zonă deschisă, de acolo o fumigenă, dacă poți. Unde? Asta de arestat. În partea dreaptă. Ok, eu faceți stack pe partea dreaptă, a ușii. Da, e cam întuneric, cam obstrucționat gaz, zic eu. Da, cu... Arunc eu gaz. Faceți stack up în... Ah, e bine, faceți stack acolo. Să stai da. Sau nu știu. Stai. Hai, dă-i. Intrați. Liber, aici unde am pus ăsta. A fugit în dreapta ăla, a uite-l, ăsta care a fugit. Pune chestii, avea armă? N-avea. Să zic că cu drumul tău ăla e joică. Uite unde a picat ăla. Cu mas. Fix pe mas. Da, Optimand acolo. Și vin în față, departe. Vrei tu comanda oficial, așa? Da, ok. Deci avem civil în față, avem un colț în stânga, nu văd nimic încă, dar din câte mi-am camit s-ar putea să fie cineva pe acolo. Deci ne-ar trebui vreo două smoke-uri, două gazuri. Ok, dau deci eu fiind ultimul eu... informație, o să fiu trailer și eu mă ocup de toate arestările și adunat de arme și toate cele. Ok. Deci, dă un smoke în față și să mai pregătească cineva un smoke, să-l dea în partea da, asta. Da, dar nu tu. Unul okay. Dintre joker sau jumper, unul din voi. Ok, că hai unul că să intre, să ducă fix în față. Fix în față, după ce am dat eu smoke-ul, da? Ok, deci mă duc direct în față, deci, nu? Deci facem așa. O să deschide Spectre ușa, dai un smoke în față, intră Joker cu Spectre, după aceea tu jumper te duci, dai un smoke în stânga încolo, o să vezi tu unde. Ok. După aceea intrăm eu cu scalpă. Ok. Deci mă duc direct în față, nu? Da, tu cu Spectre și Joker fix în față. Gata? Ok, deschid ușa în 3, 2, 1, am deschis. Go. Get down and put your hands up. Do hands up. Go. Go. Ceva acolo? Liber? Nu, liber, e ușa doar. E ușa. Liber, are cineva wedge? De fapt... Am eu wedge. De fapt nu, acolo nu facem wedge, că în direcția trebuie să ne ducem, nu? Da. Arestați-l pe ăla, l-ați arestat? Las că arestez. Verifică cu... Hai să mergem. Acum verific. Deci avem o încăpere mică, știu că în jos e garajul ăla cu mașina, dacă mai aduc aminte. Am un stâlp în față, nu văd bine, sincer, nu știu dacă e cineva pe acolo.
Ori am putea să o luăm încet, pe crouch toți, că avem geamul. Ori să încercăm cu un gaz, nu știu, ce ziceți și voi. Chestia mereu e letal, adică intri și este în partea stângă, unde e geamul, știi, un garaj mare cu două nivele. Da, da, da. Și, și acolo n-ai cum să-l acoperi pe tot. Intri și care te vede lâmbuși, cam asta e. Era metoda mea, personal. Tu fă cum vrei. Ok, hai, facem stag aici din stânga și intrăm încet pe crouch, poate un nivel pe geam. Vă uitați fix, fii atent, tu Spectre, mergi și te uiți față, tu Joker și cu Jumper, stați, vă uitați la geam, așa în stânga intrați și intrăm noi ultimii. Doi. Ok? Ok, ok. 3, 2, 1, deschid. Unul în față, doi în stânga, să uite. Așa. Eu nu acolo. Dacă lăsați arma. Lasă arma de cam departe. Până ajungem noi la el. E unul jos, care se uite spre noi. Deschide ușa, deschide ușa, deschide ușa, deschide ușa. E unul jos. Trage, 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 kill. Kill. Văd că se predă. Unde e arma lui ăsta? E slăbă, voi e arma lui ăsta. Aruncat arma, aruncat arma. Închide ușa, închide ușa, închide ușa. Închide ușa. Oh, e unul aici, e unul aici, e unul aici, la ușă. Da. Nu vă grăbiți, nu vă supraiectim. Deschide ușa, deschide ușa. Stai. Nu, e aici. Opa. Așteaptă, așteaptă, o să iasă. Se deschide unul ușa. Stai. Dau gaz, stai. Ține. Trage. Bravo. Camera asta ce facem? Intrăm sau? Unde? Aici am venit, că nu prea era nimic. Și cum mai avem partea asta cumva? Ce mi-aduc aminte? Nu mai. Uite aici o ușă deschisă. Gata? Deci închide, merge ce și închide. În loc să dai indicații de astea specifice, tu doi în stânga, doi în dreapta, nu știu ce, ai când ajungem mai pe la sfârșitul nivelului și avem niște camere libere să exersăm, să exersăm un exercițiu simplu de ăsta pe care îl fac SWAT, odată facem o intrare și hai să vezi că o să-ți placă, adică cred că îl știi deja, știi? Zi, care? Faci stack, nu știu ce, intri în cameră și primul care intră eliberează în față și apoi o ia într-o direcție, în dreapta sau în stânga, și apoi următorul care intră o ia în direcția opusă. Și fiecare așa care intră o ia în direcția opusă și urmează zidul și curăță camera. Și adică Da. Noi am făcut-o pe aia pentru că... Da, că noi suntem așa antrenați. Nu, pe lângă asta, zic că aveam doar stânga și în față, știi ce am zis, unul în față să se uite și doi în stânga, imediat. Da, dar oricum, următorul care intră, dacă vede că în dreapta nu e nimic, o ia în stânga. Deci aici n-am văzut nimic, ca să încerc. Ai uite, dată. Cum vrei, dau un gaz, dau un gaz. Am o veste proastă, băieți, mai am o gluanță pe țeavă, să următoarea trebuie să intru ultima, că n-o să mă dec pistol. Ok, hai, face stack. Dacă e, putem să te trecem pe tine în spate sau să te facem grenadier decât să te duci cu taser. Am rămas fără sau... Scurt. Da, gata? Rămân în spate după când rămân fără. Gata? Go. Deschide. Gata. Hai, go.
Push at semna. Curat, curat, curat. Clear. Bă, văd că ați început decât din vorbe. Aș luat-o perfect. Ei, nu vei nimic, ați wedge-uit toate. Trebuiau câteva repetiții. Îi wedge-uit aici? Atunci da, hai să mai facem o dată. Hai, puteți să mai facem o dată, dacă vreți. Hai să mai facem o dată. Înseamnă că mai avem de curățat decât parcarea. Deci, hai, faceți stack iar. Deci mai vine unul în față, pe ce facea stânga, unul ia în dreapta, pe ce altul în stânga. Da, deci o iei în direcția opusă în care a luat-o cel din fața ta. Asta e. Da, exact, simplu. Exact. Gata? Go! Go, go, go! Hai. Ah, perfect. Good job. Fain. Da. Deci mai aveam parcare, nu? Da, parcare. Eu nu mai am granate la aruncător. Am rămas numai pe granate de mână. Am eu 4 smoke-uri sau... Deci unde mai avem de făcut clear? În partea stângă, parcarea. N-am mai sunt câteva zone de curățat. Deci mai avem un... Să ne punem în formație de filă și să înaintăm așa, ca la, cum îi spune, să găsesc o metaforă. Cum era? Linia de conga sau nu știu cum, era un dans așa care spuneau toți unul în spatele celuilalt, în fine. Și ringia? În spatele celuilalt. Facem formație, stac. Și ringia, mă? Așa, și ringia, moment. Joker e primul. Joker e al doilea. Ok, și... Joker, tu ești primul că Spectre nu mai are muniție. Mai am 8 gloanțe, deci pentru încă unul, 2. Sau, lasă-mă pe nimic primul. Ok, ok, deci... Ăla din față se uită în față. Și apoi următorul după el... De fapt, n-avem nimic în dreapta, dar normal tot așa. Unul era cu arma în dreapta, unul în stânga și... Se verifica. Hai să mergem așa în linie. Merge frumos ea. Hai că poate până mâine ajunge. Eu și-o pătez, uite, la mine. Era puțin mai rapid în filmulețele care le vedeam eu cu forțele speciale, că na, erau antrenați. Nu se uită nimeni decât eu în partea dreaptă, bă. Dar nu e nimeni, nu e nimic în partea dreaptă. Ba nu, e unitatea aia de aer condiționat sau ceva, un generator. Acolo de obicei e unul. Da, e unul, e unul. Da, acolo e un civil. Hai mai exersăm un entry aici. Hai facem stack pe partea dreaptă a ușii aici. Te-a zis cotat asta. Se duc înapoi. Vezi că s-au întors. Hai tot ce luăm înapoi și mai exersăm un entry. Pe metoda aia, stânga-dreapta. Ce fac? Păi stai că eu scopătez, uite la mine cum vine. Bune? Ok, da. În dreapta trebuie să intre. Spectre, dreapta. Noi facem stat, vrem să exersăm pe camera aia din dreapta ceva. Adică în dreapta. Unde mă? Uite acolo, în dreapta. Uite aici. Ok, gata, hai. Go. Hai, go. Avea și armă, nu era civilă. Da, nu era civilă. A ieșit frumos. Din nou, din ambele direcții. Bravo. Cine ne-a bătrage? Good job. Iar minus 40. Oricum, ai ieșit fain. Da, că, cum zic, am citit pe internet pe wiki, jocul se consideră ca autoapărare, adică un kill, decât dacă avea arma în poziția ridicată de țintire, știi?
și era țintită spre tine sau spre un ofițer sau spre un civil, înțelegi? Ah, am înțeles. Da, dar știi ce nașpa e? Că el cum o ridică în poziția aia imediat și trage, știi? Și te omoară imediat, instachel. Adică trebuie să ai ceva reflexe de zeu. Da, băieți, exact. băieți, eu am ieșit și eu mai și funet aici, ok? Ce? Ce mai șifonă, like, am fost acolo și da, ce facem acum? Mai... Na, acum hai că eu am treabă, nu mai am chef altă dată mâine. Ok, oricum ai și fun. Ok. Da, săptămâna viitoare e la aceeași oră. Ok. Mâine arma? Sau nu mai jucăm arma sau cum facem? Da, mâine jucăm arma, terminăm toate mapele care le avem pe modsetul nostru. O să jucăm de la 8 la 10 într-o disperare să terminăm vreo 3-4 misiuni. Ok, și pe aia cu submarin? Da, și pe aia cu scafandrii o facem. Ok. Yes.